Nu am baterie. Salutare! Bă! Cred că ești afară. Facem vlog de tuzi iarba și de un pic de curățenie prin curte și cred că este să dau o tură să filmăm pe afară cum a iarba o cam crescut și abia spală pe dinți pe terasă, nu e nicio treabă. Revin, schimb o baterie. Nimă. Facem un videovlog. Roxy se dă aici cu spray de căpușe. Pregăti bateriile, pentru sunt încărcate. căpușe. Pentru căpușe, că era scos o căpușe, deci am făcut treaba la. Nu vrei și tu? Ce? Da-ți și tu. Da, Tătule, și pe păi mine. le iei tu Așa? și mi le dai mie. Ea nu știu ce face, dar nu mă pe ea să pun căpușele. Eu, și dacă nu m-am dat, tot degeaba. No. Ieșim afară, ne apucăm de tuzi iarba. Și pe aia fac o tură am în jurul casei. Vreau să fac o tură cu prin casă și pe față timp la ne ador și la tatătile să vadă pe unde stă așa. Da? Că facem curat și facem pat. Curat este, trebuie făcut patul sus. Aia filmezi pe jos și după aia pe sus. Gata. Bătorie mică. Rog, s-a apucat deja de iarbă. Eu mă o să-mi scot mașina de tuns. De și ciopărțesc niște flori de aici pe lateral. Facem taină și mai încolo. Eu mă duc să tun niște plante care și deși sunt faine, sunt invadatoare. Deci astea de aici sunt super faine. Dar niște plante invadatoare chică. Și trebuie exterminate. Să răspândesc foarte mult. Arată frumos, dar le vin eu de hack. Gata? Îl lăsăm pe camera pe Arlux să se facă un timelapse și continuăm. E cald, nu? Ce? E cald, nu-i cald? Vine ploaia? Da, cred că vine ploaia. Vreau să încheiat unde iarba, am pe niște cotoare, am turnat aici în partea asta. Mi s-a dus bateria mică. Ce? Mi s-a dus bateria mică. Da? Și da. Nu mai e o baterie? Păi mai e una, dar mai bine las să fac aia mare decât să mai fac o cotoare, știi? Adică pe margine e ok. La pomul ăsta ar fi fain dacă ai face. Păi mai am a ta baterie. Hai ca mă bag să fac acum.
Era să tund camera, ce zici? Mamă, ce cald e. Tot m-am încălzit. Zic că ce cald e. Ce cald s-a făcut. Aștia că i-am tăiat trandafirii. Ce? Eu n-am tăiat nimica. Am curățat numai tot pe aici, în afară de câteva frăguțe. Vezi că mai e o frăguță acolo. A, mânușile alea, urâte. Nu bine. Mai dau și eu, că mai merge bateria pe aici pe desubt. Și... Stai, facem un tur. E Limax. Dar să nu-i plac Limax. Cum bă, că alții mănâncă ex-padron de la cum zice? Hă? Nu mănâncă melș de aia. Vezi, pentru alții delicateze și tu ai în jurul casă, îi crezi pe garduri. Nu, mersi, am pâine cu unci. M-am niște tobă. M-am lăsat de Limax. M-am lăsat de Limax. Mai mult melci. Tu o bunătăți. Tu crezi că am bani de bunătăți? Bine. Hai că mai fac așa. Bă. Dăm o filmare. Copii plâng acolo. Se vede, cum se vede. Ia de mine, rog să aici mătură. Ia florile ei. Pline aici de flori. Grădină botanică, etnobotanică. E pe etno, așa, pe stil etno. Ce? Nu râde de grădina ta. Nu râde de grădina ta, ce faini florile astea, ce faini fășuț. Ești că e de cumpărat. Dar pe aici cu mașina pe margini. Rog să aici mătură, ni s-o gătat bateriile și luăm o pauză. Și am zis că dau o tură să fac un pic de tur de jur împrejur. Acolo e partea din fața casei. Și așa. Așa. Nu dau o tură așa arată. Te filmezi din spate și după aia. Hai că filmezi de aici din colț. Aici sunt copii. Uite de gardul ăsta, trebuie să-l turn un pic cu mașina. Să-l îndrept. Aici avem rabarbar și măr. Și păr. Și mărul ăsta e foarte mare. S-a făcut la mare anul trecut. O grămadă. Azi că pun o poză în video. Aici mai uscăm haine și covare. Colezion, oglindă, geam, văd. Rododendronul. Asta e casa, hornul nu funcționează. Aici e intrarea în beci. Are două intrări în beci. Și își fac aici budă în beciul de jos. Și geamul e deschis. Uite, bă, lăsa geamul deschis ăștia. Să intre oamenii în casă la mine, nu? Păi poți să intre până în beci. De fapt, e încuia și lei. Da, se poate, nu știu. Aici e mașina de spălat vas, o să o filmez. De aia super veche. Aici e garajul. În garajul că am luat destul de multe chestii, dar am mai lăsat. Mașina noastră de tuns, cauciucurile de iarnă. Și acolo mașina de tuns verticală, bicicletele. Și iau o grămadă de prostii pe aici, care nu le-au luat. O să le iau, dar văd că nu le-au luat. Și nu cred că o să le mai ia. Aici e partea din fața casei. Aici e machina. Avem un cuib de vies pe acolo. Renault Captur, broscanica. Aici din noile. Aici era pe stradă, suntem la sat. Nu m-au vreo 100 de oameni aici. Gardul viu. Vreau să vede casa din partea asta. Ce să filmez de aici așa. Gardul s-a încurățat frumos, acum văd că a crescut fain peste iarnă așa. Și vecinul văd că e afară lucruri la grădină. Nu-i cu căști, aoleu. N-are căștile puse. Pe intrarea asta cred că a fost intrarea veche, că acum nu se mai intră. Și rog și-o curăța cât de cât aici, că nu se putea intra pe poteca asta. Da, asta e. Aici a mai rămas tot iarba. Partea din față, în spate la gard. Partea asta un pic aici, acolo deja se vede că e tuns. Pe aici tot vine iepurașul, nu știu unde e acum, cred că l-a prins careva. Și aici ați vede că e curățat de noi. Și mai încolo
Se vede cum a fost lăsat de iarbă. Și arată poteca. Nu prea s-o îngriji de casa asta. Ce se face? Nu. Și hai că dau o filmare de aici. Acolo e sufrageria de sus. Și aici jos e sufrageria. Locul de mâncat și drept în față e bucătăria. Aici mai este o cameră. Aici e curtea, până aici am apucat să tundem. Aici are un prun ceva, dar nu prea face prune că e frig. Acolo stânci, îndepărtare, să văd. Destule sunt ca o să zonă aici. Un pomișor, roxii și-o plantat aici, ridic. Rododendron altul. Și am atât să-i pun la roxii hamac în curte, dar nu cost că vrea de la tip scaun. Nu, astea, zic dacă au crescut căpșuri mulți și ridic. Acolo aruncăm iarba în colț. Chiar aici ceapă, căpșuni. Mai vedem, asta văd că deja au făcut câteva zăzărici. Multe, mor ăsta a făcut multe, multe mere. Foarte productiv, deși nu-i curățat. Și eu nu l-am curățat, că nu vreau să-l curăț. Bă, trebuie să aducem căsuța aia de păsări afară. Unde vrei să o punem? În ăsta mare? Sub ăsta de aici? Sub pom? O să o aduc? Da, e pe scări la beci. Pe scări la beci. Hai să aducem. Avem o căsuță de păsări în care pun mâncare la păsări. Dar anul trecut am luat țapă cu ea, că am pus mâncare și au venit o pasăre mare, l-a răsturnat tot de jos și a început să mânce de pe jos și au mâncat gazonul până la pământ. Și au rămas perte ca acolo. Acum, vede ce face. Și o să o bag pe și pun niște mâncare. De fapt, că pun de acum mâncare. Hai că am pus câteva semințe, mai mult am dat pe jos decât am pus. Să vedem dacă mănâncă ceva, deși nu prea cred eu că rezolvă în ceva, că vin păsările mari. Știi, poate nu le văd aici de desubt. Sperăm că nu le văd, că le-s foarte deșteapte. Așa, zi-mi de unde pot să o lege aici. Tot pe asta. Nu, au și piciorușe pe care să stea. Acum am pus și un pic de mâncare, să vedem ce se întâmplă. Mai mult am dat pe jos, dar am pus și niște mâncare. Vedem ce rezolvăm. Arată fain aici. Sub pom. Aici am curățat bine, mai mult roc s-a curățat. Am dat și cu de la, uite, soluția, nu a făcut nimic aia cu argint. Tot cresc. Da, numai aici a fost. Mai bine nu făceam bijuterii. Păi, a fost ceva soluție cu argint. Mai bine făceam bijuterii, bine zici. Am închis-o? Stai că încă n-am terminat. Păi ia cheia, oricum. Pun-o pe ăla acolo. Păi, bagă în ușă. Dă-te, o bagă în ușă. Noroc. Nu fac tur prin casă încă, că e dezastru. Să facem patul. Păi patul mi-e făcut. Așa, aici avem grătarul. Aici o lădiță cu tot felul de prostii. Și de la grătar. Tripiedul. Și am cam terminat deocamdată. Mergem la o plimbare. Melon pe mare, melon pescuit. Avem două undițe super. Nu, că filmează invers ăsta. Nu, hai că am venit și în casă. Roxana să miră ce bine arată cu iarba tunsă. A, ăsta trebuie să-l fac, să-l iau, să-l nivelez cu mașina. Și ăștia din față care au crescut prost. Cred că au crescut, da? Trebuie să-i curăț. Altă dată. Așa. Nu știu ce zici acum. Să văd ce zici. Ce zici? Da, am văzut, am filmat-o. Stai să-i încerc despre ceapa ei.
sigur, sigur și-o laudă. Ce zice ceapa ta? Mâncăm o ceapă. Mâncăm o ceapă? Da. Ridică, ai mâncat-o? Ai scos-o? N-ai ridică? Am scos-o, dar n-am mâncat-o. Vreau să fac o poză. Mai te ridic. S-a stricat, hai. Nu ce mâncăm cu ceapa aia? Da? Tobă. Șuncă cu brânză. Șuncă, slănină, adică. Da. Vă zice slănină. Șuncă, slănină. Șuncă. Da. Hai că filmezi parte din casă, dacă tu am venit. Asta e intrarea. Și scările care duc sus. În față e sufrageria. Aici e o baie. E micuță. Aici e baia lui Roxy, ia e cu... Nu prea am voie acolo. Numai când e urgență. Așa. Trebuie să vin cu aspirator să fie aici. Să nu înțeles de astea. Să le mătur. Hai că dau o tură rapidă. Așa. Ne-am adus ceas. Aici e bucătăria. Cu frigiderul. Aici e microundele. Dulapul. Am atât ai. Aragaz electric. Nu este gaz aici, hotă care nu prea mare, cred că am înfundat-o, deși am schimbat filtrul. Am instalat aici o lampă LED, de asta cu bandă și cu buton, am pus pe frigider butonul. Că dacă vii aici, s-a prins becul în bucătărie, trebuie să intri aici și să mergi să apeși pe ăla. Și am luat unul care pot să-l pun aici și să prinde becul și butonul pot să-l pui oriunde. Și mai convenabil. Și îl punem aici, bom. Așa. Am parat de cafea, air fryer, foarte bun, cam murdar, făcut mâncare în el. Niște apă, cred că ar fi niște apă. Am un filtru de apă, că îmi iau cu rinichii și trebuie să bea mai filtrat apa, cât se poate. Rog să apare. E concentrat să închidă. Da, face cu mâna. După ce mi-a dat-o de aștept, face cu mâna. Uite, cale. Uite. Crezi că nu văd. Aha, ia tot uite după mine. Da. Aici e bucătăria. Aici e locul de mâncat. Mi-am luat un televizor mic aici, raftul de băuturi, cele mai importante, cu un pic de rom, un pic de vin, un pic de țuică. Ce? O intra păsările în casă. Așa. Și că filmez acum. Aici e sufrageria. Avem sufrageria de jos, că mai una și sus. Pianul care nu e al nostru, e al lor, locul de muncă al lui Roxana. Ia uite, cum, uite ce e aici. Cu foi, cu așa, flori peste tot, le-a dat geamurile. Partea din spate a curții. Pianul, camera de supraveghere. Am luat niște camere în caz de ceva. Noi la nuntă, noi când eram tineri. Ceasul, primit în ceas acum, foarte fain. E la vechi, foarte mișto. Flor peste flor, am mai scos de el afară. Ce am mâncat asta? Ce am făcut acolo pe jos? Ia zi. Las că vin cu aspiratorul și fac un tur acum. Așa, aici e beciu. Să cobor jos, dar... Pune-mi și la arfii aia albaștri. Păi de ce? Aici a scule care am lucrat, am ascuțit și un pic și mașina. A văzut că era unde la umblător? În ce umblător? Era în spatele ce umblător? Un deget? Un deget umblător? Da! O muiță? Era umblat pe acolo. Frumos! Și că mă întorceam cu fața, dispărea. Da, și eu când mă întorceam cu fața, apărea, nu? Era. Exact, în fața mea apărea. Culmea. Nu mai spune. Așa? Aici e beci, avem, ne-am luat o scară, e o masă de grădină noastră, că Roxana a comandat de pe internet. Masă și scaune și au venit două mese și ne-am făcut două mese. Asta e bandă de alergat care nu e a noastră. Aici mai avem mobilă de
exterior de aia de balcon, de grădină, care poate o mai montăm când ne-am mutat la casa noastră. Ne-am luat mașina de spălat, pentru că mașina altă de spălat nu prea e bună, adică nici scârbă să deschide înăuntru. Asta e la mașina de tuns iarba, să se duc afară. Asta e mașina lor din 1950. Și nu trebuie să spălăm haine. Și ne-am cumpărat mașina de spălat. Și am legat-o eu acolo. Doar la român, știu să legă mașina de spălat. Și în partea aia își fac ei acolo, au două camere și fac o baie cu ceva. Aici e o cămară, nu e nimic în ea. Congelator și acolo e o cameră cu o vană și centrală electrică care încălzește. Și aici e ușiță cu magnet și cu curent pentru pisici. Și de la pisică poți să-i pui chip și numai pisica cu chip intră în casă. Gata. Aici e o cameră mică de oaspeți. Cu aici urcăm haine de obicei. Am scule, eu sunt patate. Un dulăpior, alt dulap de rafturi, toate prostiile pe aici, alte flori, lampă pe care am pus-o eu. Toate lămpile le-am schimbat în casă când ne-am mutat, că era un jeg aici. Aici e fel de bara cu tot felul de chestii de curățat și părere de paianj, că e de paianj pe aici, că nu a fost curățat. Vor la paianj, am început să am vedenii cu paianj. Eu? Așa. Duc sus un pic. Aici scări, niște lampi. Ce am pus noroc și au pus niște chestii. Lampile sunt foarte faine, sunt vechi. Sunt faine. Sufrageria de sus. Rox aici. Ești din baie, bă? Intră să spele că s-au murdărit, să prinde căpușa. S-a rea spus. Scos o căpușă de pe am și are, dar tot pe ea să pun căpușele. Eu n-am nicio treabă. Pe mine niciodată nu stau. Ce? Deci să stau aici, să nu intru. Nu. Asta e sufragia. Mai mult stăm aici. Avem televizorul aici și cam aici ne petrecem noi timpul. Tara. Nu știu când ai tara încă. Știu un pic. Așa, o lampă. Poți trec o pisică. Altă de bara. Ce mă, gata? Nu! Nu-i gata? Face pată. Hai că filmez burlogul meu aici, camera de sus, unde am avut eu birou și am lucrat destul de mult. Și încep de aici, din partea asta, să vadă. Ce am întuneric aici. Așa. Niște Lego-uri, corabia, machetele nu le-am mai scos, că nu le-am mai scos. Când ne-am mutat la casa noastră, o să le scot. Pantaloni scurți, să mă schimb. Măștria, un album foarte fain cu I. Era Robi, l-am primit. Așa. Și aici e calculatorul, Lego, Mac Lego, poster. Poate mă duc o dată în spațiu. Așa. Ticheta de la cardul de la lucrez la Volvo, chica. Lucrez la Volvo, dar nu cu Volvo. Gata. Da. Și aici e camera unde dormim noi. Uite că a făcut pat. Nu. Măsuță de scaun. Și foarte fain compartimentată, casa e tăiată așa pe încolo și încolo. Și în spate la aia acolo e spațiu depozitat. Acolo în partea aia iar e o ușă și acolo e spațiu depozitat. Și aici 6 dulapuri cu haine și toate cele. Și aici nu e dulap, că aici e spațiu depozitat, un fel de intri în debară cu totul. Și cum e casa, mult spațiu, mult, foarte practică. Toate chestiile aici. Încălzitorul de mașină. Schimbătorul. Cam asta e. Intri? Și eu cred că intru. Vreau să mă spăl că am transpirat, că e cald afară. No, plecăm, da? Da. Cred că mâncăm ceva și de acolo. Sau mergem și ne luăm ceva. De unde să ne luăm ceva? Nu gândesc că ne luăm eu, de exemplu, mi-aș lua sushi. Și mergem și mâncăm de undeva. De unde să-i sushi? Hm? Să-i sushi. Da, de acolo. Eu am fac de acasă ceva, să-i vii și mănânc undeva. Dacă vrei sushi, mai reușit și ei sushi. Mai încărcăm o baterie, două și mai mergem la pe mare. Cam asta. Mai filmez un pic mașina. Ce faci, mă, în spatele meu, mă? Vezi că trimi la mine. Nu, era, venea și mă întorceam cu fața pe
fac despre ea. Așa-mi făcea. Așa-mi făcea, așa. Ai văzut și era? Am văzut și era. Ia uite, ia uite, ia uite. Am văzut și era video trecut. Ia încearcă să te întorci. Ce? Să-mi vorbesc cu mine? Nu, cu trebuie, te încearcă să faci să vezi cum dispare când te uiți. Când mă uit la ce? Uite că faci așa, îți faci așa și te întorci când dispare. Și faci așa. Fugi de aici, că vorbești prostii. Tu spală-te. Azi, dacă se vede ceva de aici, în spate, de sus, vedem afară, văd că vecinii lucrează la grădină. A fost mai harnic, am lucrat mai de dimineață. Se vede la din spate și în partea aia cerul noaptea nu se întunecă, cred că aproape deloc. Azi că... aproape că niciodată. Asta e. Se întunecă la iarnă. Uite, vara avem Crăciuniță. Vara avem Crăciuniță? Pasizat. Paiangă. Nu-i era viu, era paiangă, stătea să prefăcea morți sau ceva. Era viu? E, nu știu, dar l-am rezolvat. Cum era paiangă? E de la săritor. Da, uite că mai e unul acolo în colț, cred că. Ba nu, că e zgâretul. Mamă, zici, când ne-am mutat aici era un jez. Asta o zic să rămână pe vecie. Am zugrăvit aici partea asta toată sus. Am zugrăvit jos partea toată de jos. Am tencuit baia, am șlefuit, am dat cu kit, cu glet, cu ce dracu n-am dat. Ia! Auzi pe ea cu avioanele! Trec avioane de lupă, vin iară, fiatea! Da, iară vin! Că le aud! Dar nu le văd! Sau e de la mare numai? Cred că e de la mare numai! Ți-ai luat telefonul? Ce floricică? Să ne mănânce limaxii! Da! Uite că și-a revenit, nu-i titica de ea. Că era fleșcăită rău de tot. Nu, no, hai că să mai pierdem vreme. Hai că nu mai pierdem. Oare sunt păsări acolo, s-a dus la... Ii, am călcat pe merg? Hai, nu, mă. N-am călcat. A fost aproape. Un pic acă. Încă nu-i nimeni la păsări acolo. Steagul, toți au știa steaguri care fălfie în vânt. Au o boală cu steagurile. Mari patrioți. Ce puțin ăștia care stau la case. Hai că mă apuc să curăț aici și mergem la o plimbare.